Soluția la demagogia bugetului este depolitizarea. Este nevoie absolută de depolitizare în educație, în administrație publică și o reală profesionalizare. Ca să fie că totul clar, alocațiile, nu-i așa, puteau fi mărite de mult de cei din coaliția de la putere, iar în ceea ce privește corectitudinea tehnică a sursei de finanțare, până la urmă, tot la un nou OUG s-a ajuns pentru a valida această mărire, astfel că cei de la putere deja spun că ei sunt cei care au dat bani mai mulți copiilor. Întrebarea legitimă e de ce Dragnea, care a depus imediat un amendament, votat responsabil de cei din plenul reunit, nu a luat banii de la finanțarea partidelor care vor primi 100 de milioane de euro. De ce să mergem pe deficit, adică cu o îndatorare de peste 2 miliarde de lei, în loc să luăm banii de la Autoritatea Electorală Permanentă, care va primi 100 de milioane de euro în plus pentru finanțarea partidelor politice din bani publici. Când despre PNDL, știm bine că este o pușculiță PSD-istă, un instrument politic de toca banii sistematic pentru clientela obedientă. Nu e un fond de dezvoltare real, pe plan local e o sursă de șpagă care trebuie desfințată. Proiectele ar fi trebuit derulate prin POR, Programul Operațional Regional, făcut după zeci de analize, consultări cu fonduri europene, pus la sertar de guvern pentru că avea monopol și control al banilor în teritorii pe linie politică. În ceea ce privește cele 165 de proiecte din județ, ele au fost programate pentru perioada 2017-2020. Am propus pentru 20 de școli lucrări specifice pentru construirea unor grupuri sanitare, care evident au nevoie de lucrări de canalizare și apă, un minim de civilizație. Câteva exemple, Doreloa sau Parva, unde sunt bani alocați pentru extinderea și modernizarea școlilor, dar nu sunt bani alocați pentru rețeaua de apă și canalizare necesar construirii grupurilor sanitare. La fel și la Micești. Avem alocați din 2017 bani pentru iluminat public, modernizare, drum comunal, DC21. Nu sunt începute încă lucrările, suntem în 2019. Foarte ciudat este că sunt bani pentru o rețea publică de canalizare a apelor uzate și menajere, dar oamenii nu au în sat apă curentă. Iar la Visuia lipsesc grupurile sanitare de la școală, la fel și la Slătinița, Cușma sau Dorălea. Singura primărie responsabilă a fost cea din Beclean, care a trimis exact necesarul pentru aceste lucrări pentru școala din Figa, care nu are grupuri sanitare în cinta școlii, cât și pentru terenul de sport necesar liceul agricol. Demagogia există de asemenea la cifrele utopice ale unui buget pe datorie, precum în Grecia, cât și la datele raportate. Erau 40 de școli în toamnă și nu cred în minuni sau în primari care au lucrat pentru școli toamna și iarna. Probabil că ați observat că atunci când îmbătrânesc și bolile îi copleșesc, când sărăcia îi cuprinde, oamenii din lumea satului, în zilele de sărbătoare, mai ales bărbații, merg la ogoarele lor, la pământul pe care l-au muncit ani la rând și pe care nu-l mai pot munci acum, pământ care i-a hrănit și pe ei și familiile lor. Mai târziu, când bolile îi cuprind, bătrânețea avansează, nu mai merg la ogor oamenii, merg până la fântână, doar s-or întâlni cu cineva. Și mai bătrân fiind, poposesc la gard și privesc lumea în susul și în josul drumului din ogradă, apoi de pe prag, urmând finalul când omul rămâne în casă și privește lumea de pe geam și apoi auzi că Moș Ion, mătușa Maria au căzut la pat. Și atunci intervine oșteșcul sfârșit, cel care cuprinde pe toată lumea. Rămân casele părăsite. Probabil ați sesizat că orice casă, când nu mai are stăpân, se face mai mică, este năpădită de buruieni, intră în paragină. Și am să fac o propunere ca din cele case identificate a fi fără stăpâni, n-au cei care au murit urmași, să fie achiziționate sau preluate de către primării și date cu titlu gratuit copiilor, tinerilor care după 18 ani, după ce au trecut prin centrele de plasament, la asistenții maternali sau la orfelinate, rămân să îngroașe lumea celor fără adăpost. Astfel s-ar rezolva o problemă.
mare, spinoasă a României, că sunt prea mulți oameni care n-au adăpost și îngroașă lumea, spusă generic, a oamenilor străzii. De asemenea, expresii care și-au valabilitatea în toate colțurile pământului și în toate timpurile se referă unele dintre ele și la bătrânețe, pe care una dintre ele am să o citez astăzi, fără a-i ști autorul. Bătrânețe, haine grele, scapă-mă, Doamne, de ele. Decizia istorică a membrilor NATO s-a realizat prin semnarea la Bruxelles, miercuri, 6 februarie 2019, a protocolului de aderare al Republicii Macedonia la această structură. Prin acest act, țara urmează să devină al 30-lea stat membru al Alianței Nord-Atlantice. Secretarul General al NATO, James Stotler, a declarat: "On 6 February we will write history. NATO allies will sign the accession protocol with the future Republic of North Macedonia. Today is a historic day. All NATO allies have signed the accession protocol with Republic Macedonia, which will bring more security and prosperity to the Ural region. I look forward to the day when 30 flags will fly outside NATO." Din 6 februarie vom scrie istorie. Aliații NATO vor semna protocolul de aderare a viitoarei Republici Macedonia de Nord. Astăzi este o zi istorică. Toți aliații NATO au semnat protocolul de aderare cu Republica Macedonia, ceea ce va aduce mai multă prosperitate și securitate în întreaga regiune. Eu privesc înainte la ziua în care 30 de steaguri vor flutura deasupra NATO. Astfel, țara balcanică a dobândit statutul de invitat la activitățile NATO, fără a putea vota sau a se implica în luarea deciziilor cheie, până la dobândirea statutului de membru cu drepturi depline, statut care va fi obținut după ratificarea protocolului de aderare de către fiecare dintre cele 29 de state membre NATO. Având în vedere bunele relații dintre cele două țări, România trebuie să urgenteze demersurile legislative necesare pentru stabilirea datei de aderare a protocolului de aderare, pentru a putea permite Macedoniei să devină membru cu drepturi depline până la summitul NATO, care va avea loc în luna iulie. Încă din anul 2001, de la semnarea Tratatului de Prietenie și Colaborare între Republica Macedonia și România, cele două țări au avut relații bilaterale foarte bune. Prin ratificarea cu celeritate acestui acord de către România, vom da un semnal pozitiv tuturor statelor membre ale Alianței pentru a grăbi procesul de aderare. Aderarea Macedoniei la NATO va spori securitatea și prosperitatea în regiunea Balcanilor, Alianța devenind mai puternică și mai numeroasă. Sunt onorat să mă aflu astăzi din nou în fața dumneavoastră, la ora Guvernului, pentru că am primit o invitație, citez: "În spiritul bunelor și constructivelor relații dintre Camera Deputaților și Guvernul României. Și totuși înțeleg din presă că, de fapt, sunt invitat de către colegii din opoziție să răspund unei declarații de război. Campanie, război total, efecte catastrofale, înrăutățirea vieții, acesta este registrul semi-apocaliptic prin care opoziția înțelege să își creeze o imagine de salvator politic al României. Probabil colegii din USR și din PNL procedează astfel în lipsa unei viziuni proprii care să susțină dezvoltarea țării și este suficient să ne aducem cu toții aminte de anul 2016. Sau mai bine să nu ne-l aducem aminte. Pot spune fără ezitare că Ordonanța de Urgență 114 este actul normativ cel mai curajos și îndrăzneț apărut după Revoluție, având în vedere complexitatea măsurilor și domeniilor pe care le reglementează. Poate tocmai din acest motiv a fost contestat chiar înainte de a fi aprobat. Este adevărat că, dincolo de avizele legale obținute, ar fi fost cu siguranță un timp mai îndelungat pentru un dialog extins.
A existat și există în continuare această deschidere pentru dialog din partea tuturor miniștrilor din guvern, așa cum eu personal am arătat-o și am susținut-o în nenumărate ocazii pe temele importante și cu toate părțile interesate. Mi-am propus ca astăzi să nu dau curs provocărilor de tip campanie electorală și să vă prezint efectele, dar și cauzele reale care au dus și au condus la adoptarea acestui act normativ. Pentru că ar fi greșit și împotriva principiilor de bază ale logicii învățate încă din liceu și predată încă din antichitate, să analizeze efecte fără a privi cauzele care le-au generat. Acum 2 săptămâni, în același cadru, cu ocazia prezentării bugetului pe anul 2019, vă vorbeam de viziunea noastră pentru România anului 2019. Și aș vrea să insist pe cuvântul viziune, pentru că, din câte observ, mulți dintre dumneavoastră fie nu înțeleg semnificația acestui cuvânt, fie nu sunt capabili să înțeleagă nevoile reale ale cetățenilor și să le ofere soluții pentru creșterea salariilor, pentru creșterea pensiilor, pentru investiții care creează locuri de muncă, într-un cuvânt, soluții pentru un trai mai bun. Ordonanța 114 pe 2018 pornește de la această viziune și pune în practică următoarele soluții reale. OG 114 susține autoritățile publice locale, ținând cont că dezvoltarea economică nu este la același nivel în toate județele, am creat Fondul de Dezvoltare și Investiții. Prin acesta alocăm 10 miliarde de euro pentru investițiile autorităților locale și ale universităților din următorii 20 de ani. Poate vi se pare prea puțin, poate vi se pare că românii nu au dreptul la condiții de trai decente? Al doilea aspect, ordonanța susține sectorul construcțiilor. Considerăm că acest sector este unul strategic, un sector productiv de viitor, care trebuie sprijinit pentru dezvoltarea României. Dar noi nu ne limităm doar la a constata, la a da declarații în media. Am trecut la fapte. Am crescut salariul minim brut în construcții la 3.000 de lei, iar persoanele angajate în domeniul construcțiilor beneficiază de scutirea de la plata impozitului pe veniturile din salarii, de diminuarea cotei contribuției de asigurări sociale cu 3,75% puncte procentuale, precum și de scutirea de la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate în condițiile stabilite de lege. Poate considerați că nu acesta este motorul creșterii economice în România. Poate nu doriți să creștem ponderea construcțiilor în PIB sau să le oferim oamenilor care lucrează în acest domeniu un salariu decent. Ordonanța 114 susține dezvoltarea patrimoniului și o mai bună valorificare a potențialului turistic național. Am creat programul de finanțare a investițiilor pentru modernizarea și dezvoltarea stațiunilor balneare, conceput ca o schemă de ajutor de stat de minimis de până la 200.000 de euro. Să vă arăt o declarație, că tot spuneați la bugetul, la discuție pe buget pe 2019, că nu ne-am asumat să fugim de răspundere. Vă arăt aici o declarație făcută de fostul prim-ministru Cioloș, dacă vă spune ceva acest nume, nouă nu ne spune nimic, o declarație împreună cu ministrul de finanțe de la acea vreme, prin care deroga de la legea 69 pe 2010. Adică, cu alte cuvinte, făcea ce n-au făcut ceilalți, fugea de răspundere. Dacă doriți, vă pot lăsa o copie. Și mai am destule, dacă doriți. Bun. Stimate coleg, bun, sunt mulți, mulți măscărici, mulți, din păcate, plătiți din bani publici. N-am să răspund nici numele, că e atât de simplu să te uiți printre... Unui alt coleg a spune așa, cu toate că sper ca numele verbului din Dex să nu facă să ceară drept la replică. A năsui, spune așa, Dexul nostru. A se obrăznici, a-și lua nasul la purtare, a face pe grozavul, a se compara cu cineva mai mare și mai puternic. Și v-aș pune câteva întrebări ca să nu mai întindem discuția asta, pentru că oricum nu aveți nicio logică și nicio înțelegere. Deci, prima întrebare pe care vă pun și la care sigur nu o să primesc un răspuns. Cum se poate că atât de multe companii multinaționale care rulează miliarde în România să aibă totodată profit de sub 1% raportat la cifra de afaceri? A doua întrebare. Poate ați citit cândva și dacă nu, o să vă citesc chiar acum ce spune Directiva Europeană 1164 pe 2016.
Actul legislativ european urmărește ca multinaționalele care activează în statele membre ale Uniunii Europene să nu mai poată ocoli impozitarea profiturilor reale realizate în țările unde își derulează afacerile, deoarece în efortul de a-și reduce obligațiile fiscale globale, grupurile de societăți au recurs din ce în ce mai mult la erodarea bazei impozabile și la transferul profiturilor. A treia întrebare. Poate doriți să spuneți atunci că taxa pe locomie, de fapt e o întrebare, e ceva ce dumneavoastră știu că nu înțelegeți. Taxa pe locomie este opera Consiliului. Știți de asemenea și cum a evoluat indicele privind accesul la finanțare și că s-a diminuat accesibilitatea pe piața creditului, valoarea indicatorului reducându-se de la 1,45 în iunie 2017 la 1,29 în iunie 2018. În contextul unei creșteri a sumelor pe care românii cu împrumuturi la bănci trebuie să le plătească lună de lună. Sunt sigur că v-ați și informat și știți deja că România are cea mai mare diferență între rata dobânzii la credite și rata dobânzii la depozite din Uniunea Europeană. Diferența este de 5 puncte procentuale, dublă față de media la nivel european, cu 40% mai mare decât cea din Polonia și de 2,5% mai mare decât în Cehia. Iar asta nu o spun eu, ci desigur o spune Autoritatea Bancară Europeană. Știați că din cauza dobânzilor mult prea ridicate, băncile comerciale nu mai creditează economia reală, iar lipsa creditării frânează creșterea economică din România cu 0,5 puncte procentuale în fiecare an? Știați că robor la 3 luni aproape s-a dublat de la unul la alta în anul 2017, de la 0,92 în 1 septembrie 2017, la 1,71 în 2 octombrie în același an? De asemenea, sunt convins că sunteți cu toții informați că în anul 2018 sistemul bancar a avut un profit record de 7 miliarde de lei, conform datelor transmise de BNR la solicitarea ziarului financiar, după ce în anul 2017 profitul sistemului bancar s-a ridicat la 5,6 miliarde de lei. Nu spune nimeni că băncile nu trebuie să obțină profit, pentru că acesta este scopul oricărei afaceri, însă nu pot să accept faptul că profiturile record sunt obținute într-o combinație care nu ajută la creșterea economică din România. Creditarea scăzută pe fondul unor dobânzi și comisioane ridicate, structura contului de profit și pierdere al sectorului bancar indică o pondere a veniturilor nete din dobânzi și comisioane de 85% din totalul veniturilor operaționale. Sursa, dacă mă întrebați, aceeași, de fapt, raportul privind stabilitatea al băncii naționale. Probabil că ați aflat și că băncile din România au cel mai ridicat randament al capitalului la nivelul sectorului bancar din țările europene, de 3 ori mai mare decât media europeană, de aproape 7 ori mai ridicat decât în Germania, dublu față de cel din Austria și Polonia. Sursa este, desigur, Autoritatea Bancară Europeană. Și, desigur, ați avut curiozitatea de a urmări demersul Comisiei Europene privind taxa de 3% pe cifra de afaceri pentru marile companii din IT? Poate știți totodată că anul trecut Italia, care într-adevăr are o populație de 3 ori mai mare decât România, decât cea a României, a obținut din vânzarea licențelor 5G 6,5 miliarde de euro. Nu am făcut un secret din faptul că suntem deschiși dialogului structurat, așa cum a anunțat și colegul meu, domnul fost ministru Varujan Vosganian, și de dovadă atât eu cât și ceilalți colegi din guvern, suntem în această perioadă implicați în dezbateri pe fiecare sector în parte, dar vreau să vă spun foarte clar, vom promova, dacă este cazul, alternative. Potrivit datelor din bugetul de stat pe 2019, educația va avea pe mână anul acesta un buget de 33 de miliarde de lei, un buget cu care doamna ministru Andronescu nu a ezitat să se laude. Avem de-a face însă cu o himeră. Mai mult de jumătate în această sumă va fi alocată pe salarii și plățile unor datorii istorice către profesori. România rămâne în continuare codașa Europei în privința procentului din PIB alocat educației. Cu ce se ocupă între timp Ministerul Educației? Ei bine, trimite scrisori metodice către profesorii din teritoriu, cărora le se cere cu nonșalanță să îndeplinească o serie de recomandări pentru atingerea unor ținte impuse de Comisia Europeană.
recomandări deloc facile pentru cadrele didactice din România, care îndeplinesc în mare parte a timpului rolul unor birocrați, cărora se mai adaugă beneficii salariale din când în când pentru a acoperi marile găuri din sistem, dar cărora nu le sunt asigurate condiții la standarde europene. În schimb, Ministerul Educației le cere profesorilor români să se alinieze rapid la standarde europene de predare și însușire a competențelor, fără a le se asigura condiții minimale. Înainte de a le adresa profesorilor scrisori metodice și de a formula cerințe fără a asigura condiții îndeplinirii lor, Ministerul Educației are de rezolva câteva carențe din domeniu. Exemple sunt multe, dar mă voi limita la câteva dintre cele mai grave. Ideea de a plafona finanțarea din învățământul preuniversitar prin formula costului standard per elev duce la grave limitări în ceea ce privește salariile, ocuparea posturilor vacante și altor cheltuieli. Apoi știm că din luna decembrie anului trecut profesorii beneficiază de un spor de supra-solicitare neuropsihică, însă personalul didactic de conducere și personalul didactic auxiliar nu a fost luat în calcul pentru acordarea acestui spor. Bag seamă că Ministerul Educației face legi în mod aleatoriu și pe principiul excluziunii, nu pe cel al incluziunii. Amintesc pe această cale faptul că incluziunea este una din prioritățile majore în domeniul educației în timpul mandatului României la președinția Consiliului Uniunii Europene. Dar probabil doar la modul declarativ. Un alt exemplu a unei escamatorii legislative prin care profesorilor sunt tăiate drepturi, directorii unităților școlare sunt obligați să-și efectueze condițiile de odihnă pe întreaga perioadă a vacanțelor școlare, asta pentru a nu se plăti norma de hrană pe perioada respectivă. Și în fine, știm că Ministrul Educației anunță o strategie ambițioasă pentru reformarea școlilor profesionale, dar nu avem ateliere de instruire practică, laboratoare, cabinete dotate la cerințele actuale, nu avem personalul tehnic necesar precum maestri laboranți, în timp ce costul standard per elev, aflat în neconcordanță cu învățământul actual, nu permite rezolvarea acestor probleme. Situația prezentată se va reflecta în calitatea procesului de educație, se va reflecta și la nivel european, chiar dacă prin motul ales pentru exercitarea președinției UE se anunță pompos educația care conectează, prin pachetul de politici de la nivel național, mesajul este clar, educația care dezbină.